Cromtel Network rădăuți a aniversat 20 de ani de activitate în domeniul telecomunicațiilor. Fiind una dintre cele mai recunoscute firme pentru profesionalismul angajaților, au ținut să marcheze acest eveniment oficialități locale și județene, printre acestea numărându-se prefectul județului Suceava Florin Sinescu și președintele Consiliului Județean Cătălin Nechifor. Înainte de momentul festiv, un sobor de preoți a sfințit sediul unui alt proiect demarat de directorul societății, Ionel Hrincescu, fiind vorba de studiourile televiziunii Cromtel TV Rădăuți. Mai mulți apropiați au ținut să fie alături de omul de afaceri rădăuțean și au apreciat apoi realizarea acestuia. Gata este împărăție și putere și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul. După slujba religioasă, participanții s-au mutat la un hotel din localitate, unde Ionel Hrincescu a pregătit mai multe momente artistice la care au contribuit artiști din zona Rădăuților. Mai trebuie precizat că în calitate de moderator a fost ales cunoscutul realizator de emisiuni de televiziune, Petru Frăsilă. Iată că suntem într-un oraș istoric și încercăm să fim prezenți la un eveniment mai aparte, 20 de ani de existență, Cromtel TV, o televiziune prin internet, cablu și astăzi lansarea programului audiovizual local pe o licență C, ceea ce este foarte important pentru o comunitate, chiar dacă are 3 televiziuni. E clar că cea mai bună este cea pe care o lansăm astăzi. Pun asta cu mult respect, chiar dacă aș putea să-l supăr pe un șef mai mare, mai de la stânga sau mai de la dreapta. Directorul administrator al societății Cromtel Network, Ionel Hrincescu, a fost lăudat pentru efortul depus pentru dezvoltarea afacerii și de președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor. E o zi specială, în Bucovina sunt foarte multe evenimente astăzi, avem și umor la Gura Humorului, avem și televiziune la Rădăuți și foarte multe alte spectacole care se întâmplă. Însă sunt onorat pentru invitația pe care a primit-o, vin cu mult drag, e important ca tot ceea ce facem în viața noastră, nu doar politicul, să fie reliefat corect în mass media. Mass media de fapt, acel vector de transmiterea mesajului, că e pozitiv, că e negativ, că e de bine, că e de rău, nu contează. Important este ca oamenii să fie informați, să poată să înțeleagă ce se întâmplă în viața noastră și în felul ăsta să putem crea cu adevărat o societate pe care ne-o dorim. Vă doresc mult succes și sunt convins că acești 20 de ani înseamnă deja foarte mult și sper să ne vedem cu sănătate și la 50 de ani. Doamne ajută! Prefectul Florin Sinescu a subliniat și el importanța misiunii lui Hrincescu în dezvoltarea mediului de afaceri din zona Rădăuților. Pentru că mi-amintesc ce a însemnat 89 și imediat acest domeniu a prins foarte repede în anii 90, în care s-au dezvoltat aceste rețele prin cablu și practic s-a reușit a preva și a difuza ceea ce se întâmplă peste tot în lume. Este un lucru important, este un domeniu care s-a dezvoltat foarte mult în acești 20 de ani. Și iată, și la municipiul Rădăuți să discutăm despre al treilea concurent pe această piață. O piață de care beneficiem noi cu toții, toți cetățenii, pentru că prin internetul dumneavoastră reușim să aducem în fața tuturor ceea ce face administrația și de aceea eu vreau să vă fericit și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți totdeauna alături de noi și obiectivitatea dumneavoastră ne aduce cu tot ceea ce înseamnă bun pentru ceea ce facem de noi. Sărbătoritul a fost și el invitat să se adreseze invitațiilor, dar și telespectatorilor televiziunilor Tele Moldova și Cromtel TV Rădăuți, care au urmărit în direct programul realizat pentru marcarea celor 2 decenii de funcționare a societății. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Mulțumesc familiei care m-au sprijinit și m-au ajutat a realiza 20 de ani în domeniul telecomunicațiilor. Mulțumesc oaspetelor și celor care m-au ajutat. Scuzați emoțiile că nu am vorbit niciodată la microfon. Societatea Cromtel Network funcționează în domeniul telecomunicațiilor de 20 de ani. Practic, întreaga familie Hrincescu, Felicia, soție, Oana Raluca, fica și Tudor, fiul, sunt angajați la firmă. Cel din urmă este directorul televiziunii Cromtel TV Rădăuți. Cu eforturi financiare și fizice în 20 de ani, familia Hrincescu a reușit să furnizeze, la ora actuală, servicii de telecomunicații de înaltă calitate. 15 localități din zona Rădăuților beneficiază de o rețea modernă din fibră optică și pe lângă canalul de rigoare se bucură și
de internet de mare viteză. Nu în ultimul rând, trebuie menționată și mai proaspătă realizare, o stație digitală. Revenind la manifestare, trebuie remarcate formațiile artistice coordonate de directorul Clubului Copiilor din Rădăuți, Dumitru Pomohaci.